ce dansuri și voie bună, cam așa petrec oamenii din Vărvăreuca care s-au adunat astăzi la această sărbătoare dublă. În cinstea acestor familii, Consiliul Raional Florești, Secția Cultură și Primăria satului Vărvăreuca au organizat un festival unde au fost prezente mai multe colective din Raionul Florești. Lumea astăzi, de la izvorul din stâncă, de unde reiese sărbătoare cu titlul Colo în vale la izvor, aducem amintiri frumoase, că se poate fi mai frumos și plăcut amintirii de copilărie. Pline apă rece, pentru pasărea ce trece, apă bună de dar se spune că familia este nucleul societății. Oamenii din Vărvăreuca țin cont de aceasta, dat fiind faptul că în această zi patru familii din acest sat și-au sărbătorit nunta de aur. Rude, prieteni și apropiați au fost prezenți la sărbătoare pentru a le aduce cuvinte de felicitare acestor familii. Astăzi, rusul Victor și rusul Elena îi dorim multă sănătate, fericire, bucurie de la copii și să-ți fie viața trainică, cum le-a fost până acum, să le fie până la adânci bătrâneță. Ei ne-au fost cei mai scumpi vecini, ne-au fost un sprijin și la tinerețe și când am avut copii mici și ne bucurăm că sunt plini de omenie. Vreau să-i felicit pe nenașii noștri, pe toți omagiați azi care sunt gospodari din satul Vărvăreuca, Biciu și rusul Victor. Și le doresc mult sănătate, fericire, bucurie la copii, nepoți, la rude toate. Sunt niște oameni foarte gospodari, omânoși, primitori. Toată viața au fost în ajutor la toți oamenii și mie personal ne-au fost ca niște a doilea părinți. Omagiații, mirii și miresele au trecut încă o dată prin emoțiile ce le-au avut acum 50 de ani. În această zi importantă pentru ei, au venit cu diferite sfaturi pentru tinerii de astăzi. Ca tinerii care căsătoresc, amul le dorim mult sănătate, în viitor succes și bastă și înainte. Ce le doresc ca ei să cunoască, sunt pașii din ei, să aibă bucurie și ei să meargă înainte, cu greutăți. Fiecare cuplu omagiat a primit cadouri și diplome din partea primăriei Vărvăreuca și colectivele care au participat la sărbătoare de asemenea au fost menționate cu diplome.